Iisus, Toma și eu. Venind din moarte viu, biruitor, într-un de slavă ca o haină nouă, pășai spre tăi, Iisuse, dor spre dor, pășind prin zid, prin ușa cu zăvor, să-i binecuvintezi cu pace vouă. Uimiți, ei încă mai credeau că-i vis, dar semnele din palmă mărturie au șters al îndoierilor înscris cu al bucuriei foc de nedescris. Dar Toma nu era la părtășie. Când s-a întors, încă se îndoia, căci numai el din toți nu te văzuse. Ar fi crezut și parcă nu putea. Voia să-și pună palma în palma ta, să simtă semnul cuielor, Iisuse. Tu nu te-ai supărat, căci l-ai iubit și pentru el ai mai venit odată, spunându-i blând, cu glas abia șoptit, privește, Toma, unde am fost lovit, semne de cuie și de lance, iată. De data asta nu i-a mai fost greu, căci ochii lui uimiți puteau să vadă și a rostit cu glas crescând mereu, o, Domnul meu și Dumnezeul meu! Și era așa ușor să creadă. Toma a avut să vadă și-a crezut. Dar, Doamne, Tu m-ai fericit pe mine, privind spre viitor, dinspre trecut, căci semnul cuilor nu l-am văzut și totuși Te iubesc și cred în Tine. Prin har Te văd în alte semne acum, dar nu în urma cuielor, ca Toma. Te văd în al creației album, în urmele ce mi le lași pe drum și în Duhul Sfânt îți simt din